Fiind o fire emotivă și modestă, Georgiana Delcea, elevă de 10 la bacalaureat a Colegiului Național Pedagogic Mircea Scarlat din Alexandria, nu a vrut să se laude cu rezultatele ei. Pentru că anul acesta, mai bine de 3 luni, elevii au stat acasă, Georgiana susține că pe ea nu a influențat-o în niciun fel. Nu mă simt mulțumită de rezultatul meu. Pot spune că sunt... Te așteptai la acest rezultat 10 pe linie? Mulțumesc, da, mă așteptam, dar nu voiam să fac publică acest gând al meu, deoarece lucrurile puteau lua o altă întorsătură. În ce sens puteau lua o altă întorsătură? Nu știu, să nu fie corectată lucrarea mea corect și să iau altă notă, dar am sperat că va fi bine. Tu ai susținut examenul de bacalaureat într-o perioadă nu tocmai ok pentru lumea întreagă. 3 luni de zile voi ați stat acasă și ați făcut cursuri online. Te-a influențat în vreun fel toată această situație pe tine? Nu pot spune că a avut un efect negativ asupra mea, deoarece am fost obișnuită să învăț constant în acel 4 ani de liceu și a fost ceva natural pentru mine. Cum au fost subiectele? Subiectele mi s-au părut destul de accesibile cred că mulți ar fi putut lua note de trecere, iar procentul să fie și mai mare. De ce limba străină? Deoarece am o pasiune pentru limba franceză și aș dori să învăț încă o limba străină. Care limba străină pe care ai vrea germană. De ce tocmai germană? Mi se pare interesantă și este foarte căutată. Deși este greu. Unde te vezi după ce vei termina facultatea? Pentru că tu, nu doar la bacalaureat, ai rezultate foarte bune. Ești și olimpică. Da, sunt, dar chiar nu știu unde să mă văd. Mi-aș dori să am un loc de muncă care să mi ofere mai multe posibilități și să mă duc cu plăcere la el. Cum te-ai descrie în trecut? Tu pe tine. Eu pe mine. Modestă, rușinoasă și perseverentă. Despre subiecte, Georgiana susține că au avut un nivel mediu de dificultate. Tânăra deja are planuri de viitor, vrea să urmeze cursurile facultății de limbi străine. Despre modestia tinerei vorbește și diriginta, cea care timp de 4 ani a fost ca o a doua mamă pentru Georgiana, dar și pentru restul colegilor de clasă. Aceasta aflată despre rezultat de la fată, care inițial a anunțat că a luat 10 doar la geografie. Cum este să fiți diriginta unui elev de 10? Este, să zic foarte bine, un sentiment care mă face să fiu mândră că am fost diriginta Georgianei. Un copil de 10, chiar de 10, un copil modest, un copil premiant în toți 4 ani de liceu, un copil olimpic care nu vrea să se laude, care nu vrea să iasă în evidență cu nimic și dacă pot să vă relatez cum am aflat că ea este elevul de 10. Îmi trimite mesaj, doamna dirigintă, am luat 10 la geografie, eu fiind profesoara de geografie. Da, bravo, eu, bucurie mare și la celelalte celor. A, păi am luat 10 la amândouă. Zic, da, deci tu ești prima? Zice, da, dar nu consideram că trebuia să mă laud cu asta. Adică mie mi s-a părut o chestie cu care ar fi trebuit să se laude, da? Ea fiind un copil foarte bun, a zis că i se cuvenea. Eu așa consider că i se cuvenea această notă și o merită. A muncit 4 ani de zile, constant, și a fost efectiv încununarea muncii ei de 4 ani de zile. Cum ați descrie eu pe Georgiana în 3 cuvinte? În 3 cuvinte, un copil bun, blând, o fire apropiată de toți colegii din clasă, că un copil căruia dacă îi cereai ceva să facă puteai să te bazezi că va face lucrul acela și sper să aibă noroc în viață și să îi se îndeplinească toate visurile. Ceilalți colegi ai Georgianei ce rezultat au obținut? Pentru că știu că și ei sunt în frunte, ca da, să zic da. Așa, sunt în top. Da, au obținut și ei foarte multe note de 10 și la geografie și la istorie. Sunt 5-6 copii cu note de 10 la cele două discipline. Au făcut contestație la română pentru că au fost nemulțumiți, dar cu siguranță
vor lua și note și mai mari, deși erau peste 9 notele la română. Au luat toți examenul de bacalaureat și eu sunt foarte mulțumită, le-am și spus în clasa 9, aveți grijă că la seria trecută toți elevii mei au luat bacalaureatul și voi trebuie să faceți la fel. Și ei mi-au promis, doamna dirigintă, nu vă vom dezamăgi. Și nu v-au dezamăgit. Nu m-au dezamăgit și sunt foarte mândră de ei de toți. Timp de 4 ani de zile le-ați fost a doua mamă, pentru că ore, zeci de ore petrecute împreună în cei 4 ani de zile, putem spune chiar sute de ore. Ce sfat aveți pentru ei acum la final? Pentru că, din păcate, etapa asta de licean s-a dus și atât pentru Georgiana cât și pentru restul colegilor. Să muncească în continuare cum au muncit și până acum, că ei au observat că dacă înveți constant, dacă ești tot timpul foarte bine pregătit, sigur că vei fi apreciat pe mai târziu și tot ceea ce îți dorești se va îndeplini. Le doresc baftă tuturor și să ne vedem cu bine peste 10 ani. Pentru al șaselea an consecutiv, Colegiul Național Pedagogic Mircea Scarlat din Alexandria ocupă primul loc la procentul de promovabilitate, 89,5%. Este un moment de mare bucurie, de satisfacție că munca dă roade, că avem niște copii care cu adevărat ne ascultă și care cu adevărat vor să devină oameni și noi punctăm foarte mult lucrul acesta să fie întâi oameni adevărați și apoi oameni de succes. Oameni de valoare și apoi oameni de succes. Câți elevii au participat la examenul de bacalaureat anul acesta și care este procentul de promovabilitate? Da, din seria curentă am avut 194 de înscriși și din seria anterioară au fost 9 candidați, în total 203 candidați. Am avut 3 care nu s-au prezentat. Unul dintre elevii cu probleme foarte mari de sănătate a dat examenul de bacalaureat la domiciliu și ne-am bucurat așa de mult și noi profesorii, directorii și părinții lui că a promovat examenul de bacalaureat în condițiile acestea de sănătate despre care v-am zis. Au fost 179 de promovați, iar promovabilitatea de 89,5%. Și sunt șanse ca după contestații să mai... Da, sigur, mai ales că foarte mulți dintre elevi au undeva aproape de media 6, ca medie generală, și au făcut contestații. Picați au fost 21 de elevi. Al doilea elev care a obținut 10 pe linie la examenul de bacalaureat din Telorman este Negru Vlad, de la Liceul Teoretic Zimnicea.